iaurturi presate la rece și ceva dulcețuri și un nectar de corcodușe. Și avem și stână, avem și vaci, și iaz, și livadă. De unde? Din comuna Ițigănaș, dar e satul Mihail Cogălincean. Deci ținem de comuna asta. Eu la persoane acasă. Eu când am pornit să fac gospodărie, însă așa, dacă eu am să-mi găsesc 10 familii, ca să le duc, să le iau 10% din salariu, am spus poți trăi și am să am și un salariu. Când m-am pornit, toți au spus nu se poate trăi fără slujbă, fără servici. Și am zis, uite așa îți fac. E, acum avem 24 de familii care mănâncă de la noi și le iau mai mult de 10% din salariu. Tot. Ei știu ce au, încă m-au încurajat că unii au vrut și ciuperci, au vrut și pește, au vrut și mai multe ouă și le-am mai făcut și în domeniile m-am dus la cererea lor, cum s-ar zice. Și sprijinit de ei, că dacă știi că ai sigur o sursă unde vin și ai bani, atunci te încurajezi să faci. Problema producătorului este că nu au unde să vândă sigur, nu că nu putem produce. Țara e bună și putem produce și știm să producem, dar să ai siguranța cât vinzi. Eu sunt mulțumit acum, am 24 de familii care aproape tot de produsele ia de la mine, plus ocazional care mai am, dar 24 de familii care cumpăr de la noi. Săptămână, de două ori pe săptămână eu ajung la ea și le duc. La început ce făceau ca să mai copiii lor să mai vină la țară, ei se cunosc între ei. Și veneau două familii și pregăteau coșul pentru toate celelalte familii. Și copiii se jucau în timpul ăsta, ce făceau, mai duceau la stână, se mai duceau și la ea, dar timpul pe ei a făcut ca să nu mai poată veni. Tânjăți după timpul ăla, că vedea, făceau și un grătar la noi sau ceva, dar vedeți, eu nu sunt prins în nebunia asta timpului, cei de la oraș sunt prins în asta și nu avem timp, nu avem timp. Tot 24 de ore a zi la fiecare, dar cum le drămâie și cum... De toată familia lucrăm la gospodăria asta, da. Copiii, tot, și copii, soțiile, da. Soțiile, da. Două soții, da. Da, am mai fost mediatizat cazul meu. Aceea a fost ceva senzațională care i-a atras. Apoi când a venit și a văzut gospodăria cât de bine așezată și întemeiată și toate lucrurile astea. Da. Nu. Deci a fost punctul pentru care ei m-au mediatizat. Dar eu sunt mult mai mult decât atra 16 copii din două surori. Eu sunt mult mai mult decât lucrurile astea. Și apoi au venit și au văzut. Da. Un băiat care a crescut în fața blocului și a vrut să facă gospodării. Și am zis, copiii mei nu vor merge într-o livadă străină să fură un măr, cum făceam noi la marginea Brăilei. Copiii mei aveau livade să vor pierde în trânsă. Așa am făcut. Copiii mei vor avea tot ce vor acolo, nu vor trebui să cumpere nicio bomboană, măcar că au tot ce poate să ofere, stupul și livada și toate lucrurile. Deci, da. Consumați tot ce produceți. Da. Foarte puțin din afară, foarte puțin. Pentru că eu mi-am crescut copiii în felul următor, adică le parizerul și cremvăștul, e o travă, nu e hrană. Un mugur, o frunză, o râmă, un ou de pasăre sălbatică e hrană, aia te ține în viață. Dar pe când dacă ai luat din acelea, te poți îmbolnăvi de lucruri când nu mai scoate niciun medic boala din tine toată viața. Așa i-am crescut de mici. Și așa s-a învățat să consume doar ceea ce avem. Ce producem noi, da. Băi, ocazional mai luăm și din altă parte, dar așa sfătuiesc pe toată lumea să-și producă ei sau până când s-o ajunge ei să-și vină în fire să producă ei, să cumpere de la, să susțină un producător care să-l vadă că nu-i lacom, deci să iei un preț corect la ceea ce este, să fie curat, să aibă pricepere în ceea ce face. Și când au văzut că l-au găsit, să țină de dânsul. Pentru că dacă este sprijinit și este sponsorizat, și va produce și ciuperci și fructe din nu știu care și tot felul. Întâi noi am făcut niște produse de bază. Dar după aceea oamenii au cerut și din aia și din aia și din aia. Mai dacă am să am finanțare, mulți mi-au plătit înainte. Îți dau banul acum pentru ce spun tot anul. Vă dați seama ce s-a întrebat asta? Am putut să deschid domeniul la nou să mai produc ceva. Deci aveți o afacere de succes. Da, profitabilă. Da. Atâta timp cât în România nu te plângi, că nu ai și cumperi în fiecare an animale și pământ, înseamnă că e de succes. Și încă copiii care, bine, am fată la școala populară de arte, modelează și lucrează, dar tot la gospodării se întoarce. Toți au înțeles că rădăcina și baza e gospodăria. Orice ai face tu, acolo pomul crește pentru tine, pădurea crește, noi și împădurim. Deci pământul care am luat, le luăm și le împădurim. Pentru viitor, da. Și albina lucrează și fără tine, și animalul știți să facă și fără tine, se mai înlocuiesc unul pe altul ca să vadă și de animalul celălalt ca să asta. Și deci dacă odată copiii au înțeles că viitorul e la asta, eu zic că nu se muncește degeaba, știți, lucrul ăsta, da.